cu toții vorbim la o cafea despre un prieten, o cunoștință, de cele mai multe ori din auzite, fără a fi în pielea omului, fără a ști concret ce se petrece. Potrivit psihologului, bârfa, emiterea unor judecăți de valoare, se regăsește printre obiceiurile oamenilor cele mai nocive și nu este decât energie negativă care mai devreme sau mai târziu se întoarce împotriva lor. Oamenii, fără să-și dea seama, au niște obiceiuri prin care se autosabotează. Dar ei nu știu chestia asta și aș enumera aici despre bârfă, despre practica aceasta când avem obiceiul să discutăm despre oameni care nu sunt de față și să emitem anumite judecăți de valoare. Vreau să vă spun că cine judecă este judecat la rândul lui și atunci când sunteți tentați să gândiți negativ, să judecați, să criticați o persoană, gândiți-vă mai degrabă că nu cunoașteți toate amănuntele, nu cunoașteți situația, cu ce se confruntă persoana și că doar scoateți din context, pentru că automat, nefiind în papucii persoanei, asta facem, scoatem din context și vedem doar niște lucruri de fațadă pe care le judecăm conform a ceea ce suntem noi pe interior. Deci un om bârfitor cumva are o vocație, dacă aș putea să zic acum, în sensul cel mai negativ, bineînțeles, aceea de a toca pe toată lumea, adică găsește la fiecare, știți? Dar acești oameni nu-și dau seama că toată această energie negativă pe care o proiectează și o lansează, da, către persoanele respective, de fapt, lucrează ca un bumerang și se întoarce, este o energie care se întoarce împotriva lor. Acești oameni sunt continuu nefericiți și cumva obiceiul acesta este o hrană, să zicem, spirituală, din punct de vedere, dar din păcate negativă. Adică o hrană otrăvitoare, toxică, aș putea să zic. Dar, cum spuneam, ei nu-și dau seama din inconștiență, din indiferență, din ignoranță, din slaba educație, dintr-un mediu în care s-au mișcat și s-a practicat chestia asta, nu le-a spus nimeni, da, să renunțe la lucrurile acestea, nu au nivelul de dezvoltare personală care să le permită să înțeleagă aceste lucruri, pentru că sunt un pic soft, așa să le zicem, da? O altă metodă prin care oamenii își fac singuri rău este aceea de autovictimizare. De asemenea, regretele, resentimentele sunt la rândul lor gânduri negative care fac mai mult rău decât bine. Da, în engleză, ens furnici în materialul, am predat în Clubul Femeilor Puternice despre gândurile negative și erau numite furnici de către un mare specialist în neuroștiințe. Acestea, vedeți, exact cum fac furnicile și făcea această comparație și analogie, că într-o dimineață a găsit bucătăria plină de furnici care îi tocau pe acolo și a fost așa șocat de ce a văzut și a dat seama, lucrând în domeniul neuroștiințelor, că cam așa se întâmplă și cu gândurile negative. Efectiv, ne toacă energia, să știți. Ne distrug creierul, sistemul nervos central și din punct de vedere al personalității, al caracterului, al puterii interioare, al manifestărilor noastre, evident că acest lucru se reflectă în tot ceea ce face. Da? Un om cu preponderență care derulează gânduri negative, este negativist, da? Are un tipar, să zicem, niște șabloane de gândire negative. Ei, proiectează această energie, negativitatea asta în tot ceea ce face. Da? Și nu se poate bucura de nimic, nici de vreme, când e soare, da, dar e prea soare, parcă nu știu, dacă e nor, da, e prea nor și așa, știți, orice ar fi și oricum ar fi, nimic nu-l mulțumește. E foarte greu să fii așa, pentru că nu te poți bucura de viață. Ca și psiholog, Camelia Tiță intră în contact cu oameni care fac lucruri grave și nu conștientizează că acestea se întorc și de cele mai multe ori îi afectează indirect, prin copii sau nepoți. N-ar fi atât de grav că, cum să spun, suportă ei înșiși efectele acțiunilor lor, ci foarte grav este că aceste lucruri îi afectează pe copiilor. Și sunt întâlnesc cu oameni care au niște destine foarte, cum să zic,
suferă foarte mult, da, din cauză și nu sunt conștienți, aflăm prin diferite terapii că acest lucru se întâmplă datorită faptelor unor strămoși, niște fapte foarte grave. Și mi-aduc acum, pot să vă dau primul exemplu care îmi vine în minte. Am avut o situație, un caz în care un domn, da, cu o poziție socială foarte bună, bine poziționat, profesional, da, avea o viață neîmplinită, nu era căsătorit, era celibatar și își dorea o relație și nu înțelegea de ce nu se leagă nimic. Da? Efectiv, nu se lega nimic. Avea o vârstă aproape de 40 de ani și am descoperit printr-o metodă terapie așa că de fapt bunicul dumnealui violase, făcuse niște lucruri foarte urâte în viața dumnealui, avea chiar și un copil din flori pe care nu-l recunoscuse și nu, da, în niciun fel nu și-l asumase. Și vedeți, ceea ce a făcut bunicul cumva s-a dus în karma, se mai numește, a familiei, în destinul familiei, în energia familiei. Și aflând noi aceste lucruri și-a dat seama, zice, doamnă, suntem 6 bărbați, 6 verișori, niciunul nu suntem căsătoriți. Și fiecare sunt oameni realizați, a început să-mi spună despre ei, așa, dar niciunul dintre noi, din acest punct de vedere, nu suntem împliniți. N-avem familie, n-avem... vedeți, de ce am povestit asta? Ca să vă dați seama cum lucrează. Deci, aceste energii se rostogolesc, sunt ca un tăvălug, ca un bulgăre de zăpadă, pentru că energia este volatilă, nu este materială statică să stea pe loc, da? Și lucrurile acestea se duc în ADN, se duc, da, e puțin mai greu de înțeles și de digerat, dar așa se întâmplă lucrurile. Deci mare atenție la ceea ce facem. Potrivit Cameliei Tița, puțin oameni au luat ceva bun din această pandemie. Pandemie ce este percepută ca un moment de cernere, de triere, o selecție naturală. Unii au înțeles și au reușit să urce spiritual, au reușit să învețe să se bucure de lucrurile mărunte, de familie, de viață. Alții, din păcate, n-au înțeles mare lucru, ba chiar au căzut pradă depresiei.